Odată ce am terminat și desenul, l-am zgâriat, trebuie să terminăm blatul, să-l facem bine. Aici mir el, de 600, da? Uite, granulare de 600. Îl fac așa mic, ca să-l dăm cu degetul, cu mâna. După ce l-am dat, prima dată blatul l-am șlefuit cu asta, da? Cu șmirghel mare, bine, voi puteți să vă faceți o bucată de lemn și puneți pe partea asta, puneți pâslă, dacă nu știți ce-i pâsla, puneți pânză groasă. Și cu șmirghel de ăsta, da? 600. Numai cu șmirghel de 600. Dacă blatul va ieși mai slab în clay, după o mână de 600, bine, o mână așa să rămână, da? Ca geamul, începem să dăm, deci șmirghelul mic o să fie de 2000. Da? Dar cum eu fac rundul mai tare în clay, să nu crape, da? Să nu crape. Așa. Atunci scoatem tot luciul scoatem cu șmirghelul de 600, da? Și mult insistăm să vede, deci, în lumină, să scoatem toate urmele astea, să rămână aurul bine, da? Așa dăm să simți că ți arde degetul. Nu numai asta, după multă muncă, după mult frecat așa cu degetul, o să vă iasă chiar și o rană la deget, ca o arsură, pentru că se încălzește rău. Cât dai mai repede, prin frecare, cu atât se încălzește mai repede, da? Nici o problemă dacă ne facem o rană, da? Că o facem pentru icoană. Deci, așa tot, până rămâne blatul curat, ca un geam, ca o sticlă. Și după aceea luăm la agat. Doamne ajută!